să vedem acum o operație de deviație de sept, septoplastia, corecția septului deviat. Iată cum este deviația pe o parte a fosei. Primul pas este infiltrația anestezică pentru a decola mucoasa de pe cartilajul septal. Aici, după ce s-a făcut infiltrația și pe o parte și pe alta, acum se face incizia în porțiunea anterioară a septului. Se decolează mucoasa de pe cartilaj. Septul este peretele care împarte nasul în două tunele și se decolează mucoasa și pe partea dreaptă și pe partea stângă, așa încât la mijloc rămâne lama septală decolată de mucoasă. Acum se evidențiază, se merge pe lama septală, se dezinseră, se izolează și acum se scoate. Iată cartilajul deviat. Se scoate. Se pune mucoasa de o parte și de alta, una lângă alta. După ce se scoate toată partea deviată, acum încă se mai scoate din creasta deviată. Nu se modifică forma nasului pe exterior, septul este peretele care împarte nasul pe dinăuntrul nasului, deci nu modifică forma în exterior, iată partea care se scoate, rămâne anterior și superior, așa încât să nu cadă nasul. Zone mai în profunzime unde septul este osos, se scot cu dalta și ciocanul. Ulterior se mai așează la loc între foițele septale o parte din cartilaj și se suturează una lângă alta foițele septale. La final, septul rămâne un perete drept. Aceasta este operația de deviație de sept, fără tampoane. Iată, se face sutura septului. Nu trebuie scos, se pune un fir resorbabil, nu trebuie scos.